Suntem în volumul 2 la pagina 348. Este o mare întrebare aici, că cum de regii și prinții Pământului, în timpul a crime, n-au luat hotărâre, nu s-au opus, n-au acționat deloc, s-au supus cu totul acestei stări de lucruri, ca papa să decidă cine trăiește și cine moare. Încă le-au ajutat. Da. Aici, chiar așa e aici, la pagina 348, alineatul 2, zice ca și o întrebare, cu groază și mirare, ne întrebăm, de ce au îngăduit regii și prinții, împărații, și poporul în general asemenea atrocități? De ce nu s-au ridicat mai de mult și nu l-au doborât pe anticrist? Răspunsul se află în Scripturi, în Apocalipsa 18 cu 3. Neamurile au fost îmbătate, adică amețite. Ele și-au pierdut simțurile, bând vinul amestecat, adică doctrină falsă și adevărată. Dar dat lor de Biserica Apostată. Ele au fost înșelate de pretențiile papalității. Și ca să spunem adevărul, ele nu s-au trezit decât în parte din stuporea lor. Căci deși ambasadorii regilor, căzând înaintea papei, nu îi se mai adresează ca altă dată zicându-i mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și nu-l mai consideră ca un Dumnezeu care are putere peste toate lucrurile din cer și de pe pământ, totuși ei sunt încă departe de a înțelege adevărul, că papalitatea a fost și este falsificarea lui Satan a adevăratei împărății. În timp ce regii și ostașii s-au săturat de această lucrare inumană, nu tot așa a fost cu Sfânta, semnul întrebării, chiar Sfântă, vrea să zică, Sfânta Ierarhie. Și găsim că Consiliul General din Siena declara în anul 1423 că răspândirea ereziei în diferitele părți ale lumii se datora neglijenței inchizitorilor, spre ofensa lui Dumnezeu, spre lezarea catolicismului și spre pieirea sufletelor. Prinții erau preveniți prin mila lui Dumnezeu să extermine erezia, dacă voiau să scape de răzbunarea divină. Și erau acordate indulgențe plenare, adică de pline, vreau să zic, iertări de pline, indulgențe plenare, tuturor celor care se angajau în lucrarea de distrugere sau furnizau arme pentru acest scop. Aceste hotărâri erau anunțate în fiecare sabat în biserici. În niciun caz nu sunt puțini teologii și istorici romano-catolici care și-au mânuit condeiul în slujba acestei cauze nesfinte de a justifica, recomanda și lăuda prigonirea ereziei. Bellarmine, de pildă, declară că apostolii s-au abținut de a chema brațul laic numai pentru că în zilele lor nu erau prinși creștini. Adică întrebarea ar fi, de ce apostolii nu au folosit Inchiziția? Pentru că de ce răspunsul a fost că nu erau conduceri creștine în lume atunci. Asta a fost motivul. Doctorul Dance, un vestit teolog romano-catolic, a publicat în 1758
o lucrare de teologie care este considerată astăzi de către papiști o autoritate standard, îndeosebi în colegiile lor, adică în facultăți, în teologie, în școlile teologice ale lor, unde este prețuit ca Blackstone în dreptul civil englez. Această lucrare răsuflă de la un capăt la altul spiritul persecuției. Ea condamnă pe conducătorul ereziei la confiscarea bunurilor, la exil, la închisoare și la pedeapsa cu moartea și privarea de înmormântare creștinească. Unul din blestemele autorizate, publicat de pontific, în pontificalul roman, pentru a fi folosit împotriva protestanților, spune după cum urmează. Urmează un citat dintr-o lege făcută de catolici. Dumnezeu atotputernicul și toți sfinții lui să-i blesteme cu blestemul cu care sunt blestemați diavolul și îngerii lui. Să fie nimiciți din țara celor vii. Moartea cea mai abjectă să vină peste ei și să coboare de vii în adânc. Sămânța să le fie nimicită de pe pământ, să piară de foame, de sete, de goliciune, de toată nenorocirea. Să aibă toată mizeria, toată molima și tot chinul. Să fie blestemat tot ce au. Să fie blestemat întotdeauna și peste tot. Prin cuvinte și fără cuvinte să fie blestemați. Înăuntru și în afară să fie blestemați. Din creștetul capului până în tălpile picioarelor să fie blestemați. Ochii să le orbească, urechile să le asuzească, gura să le amuțească și limba să li se desfacă de fălci. Mâinile să nu-i mai servească, picioarele să nu mai umble. Blestemate să le fie toate membrele trupului. Blestemat să fie când stau în picioare sau sunt culcați, de acum înainte și în veci. Și astfel să li se stingă lumânarea înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății. Înmormântarea să le fie ca câinii și măgarii. Lup flămânzi să le devoreze cadavrele, diavolii și îngerii lui să le fie tovarăși în veci. Amin, amin. Așa să fie, așa să fie. Asta era un blestem a papalității. Acesta este spiritul papalității. Și toți cei care au spiritul adevăratului Hristos ar trebui să recunoască repede o contrafacere atât de josnică. Deoarece erorile de doctrină stau la însăși temelia tuturor acestor erori de comportament, nu încape nicio îndoială că dacă împrejurările ar fi din nou favorabile, doctrinele fiind neschimbate, spiritul lor rău și roadele lor rele ar apărea din nou repede în fapte asemănătoare de nedreptate, asuprire, superstiție, ignoranță și persecuție. Și s-ar recurge la toate mijloacele imaginabile pentru restaurarea, susținerea și extinderea falsei împărății a lui Dumnezeu. Ca dovadă la aceasta să cităm câteva incidente care, din întâmplare, au ajuns recent în atenția noastră, după cum urmează. În ziua de 7 august 1887, la Auchtitlan, Guerrero, Mexic, un misionar, deci în 1800 s-a întâmplat asta, în 1800, un misionar protestant indigen cu numele Abraham Gomez
și două ajutoare ale sale au fost omorâți cu sânge rece de către indigeni la instigarea unui preot romano-catolic, părintele Vergara, care, după cum s-a relatat atunci când a celebrat liturghia cu o zi înainte, i-a îndemnat pe oamenii săi să facă un exemplu din slujitorul satanei care venise printre ei. Și adăugând că puteau să-l omoare în deplină siguranță, cântând, contând pe protecția șefului poliției, precum și a preotului. Cuvântul preotului a fost lege pentru poporul ignorant și pentru autoritățile civile. Corpul mutilat al bietului misionar, împușcat și ciopărțit, a fost târât pe străzi, supus la tot felul de jotnicii, ca să fie un avertisment pentru alții. Nici o îndreptare nu s-a putut obține pentru aceasta. Când ziarul independent din New York a atras atenția asupra acestui masacru sângeros, Freeman, un influent ziar romano-catolic din New York, a dat următoarea replică. Iată ce zice ziarul din New York la crima ce-a făcut-o în Mexic, catolice. Ei, misionarii protestanți, văd oameni cinstiți când genunchează la auzul lui Angelus în onoarea bunei vestiri și a întrupării. Biblia spune ei, va șterge în curând asemenea superstiție. O lumină arde în fața unei icoane mamei lui Dumnezeu. Aha, strigă misionarul, îi vom învăța curând pe ignorant să sfărâme acest simbol. Și așa mai departe. Dacă uciderea câtorva misionari de acest fel i-ar ține acasă pe cei ca ei, am fi aproape înclinați noi, papiștii, suntem așa de răi, să spunem, să continue dansul, bucuria să fie nelimitată. Iată că și în secolul XIX, ideea aceasta, în Mexic, unde a fost omorât la instigarea unui preot, un misionar protestant, chitărât pe străzi și batjocorit, un alt ziar catolic din Statele Unite, o lăudat această crimă. Mai departe, zice aici, un slujitor al bisericii cu numele G.C. Moore povestește o istorie dureroasă care a făcut înconjurul presiei despre persecuția din Madeira a lui Robert Kelly și a convertiților care au rezultat din eforturile lui, care împreună cu copiii lor, cam 1.000 de persoane în total, au suferit exilul ca pedeapsă pentru că au primit o fărâmă de adevăr. În așa zisă Prusie protestantă, Prusia e Germania. Pastorul Tumel a fost arestat pentru că a insultat Biserica Romano-Catolică. El a publicat o broșură în care a criticat papalitatea și în care una din observațiile sale insultătoare, în ghilimele, era în sensul că papalitatea este o apostazie clădită pe superstiție și idolatrie. Deci pentru ei a fost o insultă. Recent a existat o dispută între Prusia și Spania asupra insulelor Caroline și Papa a făcut să fie ales el însuși ca arbitru sau judecător pentru a rezolva disputa. Mare parte din aceasta ne amintește de puterea și de politica sa de odinioară ca arbitru sau judecător suprem al națiunilor. Deci, în paranteză, Papa a hotărât în favoarea Spaniei. Spania a trimis imediat un vas de război cu 50 de soldați și 6 preoți. Iar la sosirea lor, un misionar american, domnul Doane, a fost luat prizonier
și împiedica să aibă orice legătură cu convertiții săi, fără alt motiv decât acela că refuza să-și predea preoților lucrarea de misiune și bunurile, și pentru că insulele aparțând acum Spaniei, iar Spania aparținând papei, nicio altă religie nu putea fi tolerată decât cea a papei. Spania a fost foarte fidelă papei. Profos cele mai groaznice suferințe, după cum am citit. Mai departe, zice, un domn fost roman catolic, prieten al autorului, deci al fratelui Rusel, spunea că nu de mult, călătorind în America de Sud, a fost atacat cu pietre și obligat să fugă pentru a salva viața, fiindcă nu voise să-și ridice pălăria nici să îngenuncheze împreună cu mulțimea când treceau pe străzi preoții catolici, purtând crucea și anafora. Și un caz asemănător în care, pentru o ofensă de același fel, trei americani au fost loviți de preoți, îmbulziți de popor și arestați de poliție în orașul Madrid, din Spania. Este fără îndoială încă proaspăt în mintea multora care citesc ziarele, adică cotidienele. Un alt ziar, mi se pare, de convertit catolic, citează următoarele din Watchman, ziarul romanul catolic ce apare la St. Louis, asta e America, Statele Unite, mi se pare. Protestantismul, zice în ziarul lor catolic, l-am târâ și l-am tăiat în bucăți, l-am trage în țeapă și l-am agățat să fie cuiburi de ciori. L-am sfâșiat cu creștile și l-am arde cu fierul roșu. L-am umple cu plumb topit și l-am scufundat în focul iadului la 100 de stânge în adâncime. Sfârșit de citat. În lumina trecutului, având un astfel de spirit, este cu totul posibil ca editorul lui Watchman, dacă ar avea puterea, și-ar extinde curând amenințările de la protestism la persoanele protestanților. Protestantism. La persoanele protestanților, dacă ar avea puterea. Recent, în Barcelona, în Spania, un mare număr de Biblie a fost arse din ordinul guvernului, firește, la instigarea Bisericii Romei. Cele ce urmează, traduse din Catholic Banner, organul papalității acolo, arată că ei au aprobat și apreciat acțiunea ziarului. Acțiunea. Ziarul spunea: mulțumim lui Dumnezeu că în sfârșit ne-am întors la vremurile când cei care răspândeau doctrine eretice erau pedepsiți cu pedepse exemplare. Restabilirea Sfântului Tribunal al Inchiziției trebuie să aibă loc în curând. Stăpânirea lui va fi mai glorioasă și mai rodnică în rezultate decât în trecut. Inima noastră catolică se revarsă de credință și entuziasm. Și imensa bucurie pe care o trăim acum, când începem să culegem roadele campaniei noastre actuale, întrece orice închipuire. Ce zi de bucurie va fi pentru noi când vom vedea pe anticlericali zvârcolindu-se în flăcările Inchiziției. Iată ce spunea acest domn în secolul trecut. Adică în celălalt secol, 19. Acum urmează o listă cu cei ce au fost arși de vii și câți din ăștia papiști sau inchizitori au ars mai mulți. Deci aici, pe pagina 353, este un tabel, vom citi repede. Este 47. Pentru a încuraja o altă cruciadă, același ziar spune:
Credem că este drept să publicăm numele acelor oameni sfinți, sub mâna cărora au suferit atâția păcătoși, pentru ca bunii catolici să poată venera memoria lor, adică să-i venereze memoria acestor criminali. Și îl arată aici pe unul care a omorât cei mai mulți oameni. Prin Torquemada, că l-a chemat pe ăsta, bărbați și femei arși de vii 10.220. Arși în efigie 6.840. Ce înseamnă a fi ars în efigie? Când condamnatul nu putea fi prins, îi se făcea o păpușă în locul lui și o ardea păpușa. Condamnați la alte pedepse 97.371. Un alt închizitor, Diego Deza, bărbați și femei arși de vii 2592, arși în efigie 829. Condamnați la alte pedepse 32.952, prin cardinalul Jimenez de Cisneros, bărbați și femei arși de vii 3564, arși în efigie 2232, condamnat la alte pedepse 48.059. Prin Adrian de Florenția, bărbați și femei arși de vii 1620, arși în efigie 560, condamnat la alte pedepse 21.835. Numărul total al bărbaților și femeilor arși de vii sub ministeriatul celor 45 de sfinți închizitori, 35.534. Numărul total a celor arși în efigie, 18.634. Numărul total a celor osândiți la alte pedepse, 293.533. Total, 347.704. Asta o dare de seamă făcută de catolici. Da, cam așa s-au întâmplat lucrurile. Ne oprim aici, dacă aveți ceva. Atâția arși de vii, vai mamă. Nici nu-ți poți da seama, nici nu-ți poți închipui așa ceva. Ce Da. poți face semenul cu semenul lui, că nu crede ca el. Da, avem o mână ridicată. Da, deci Domnul i-a permis o timpurie, el știut ca să fie un învățător pentru toate lumea, în fața toată lumea în viitor, când va duce la lumină toate, se vadă ce-a făcut omul, ce-a făcut diavolul, se poate să iubește pe Dumnezeu mult mai puternic decât nu era templarea asta. Deci, dacă nu era templarea asta, nu putea iubi așa de bine pe Dumnezeu, de când dacă au văzut răutățile astea și nu mă vine Cruzimea cu care i-au pedepsit. așa. Da, într-adevăr, așa, cruzime mare să se bucure, da. Sora Lucicare, Lidia, Fratele Costică. Costică, da, nu Lucica, da. Lida și Costică. Pacea Domnului. Pace, sor, frate. Fratelor, dacă adunăm toți personajele este care au fost omorâți, dar de tot în total, să vorbești că au fost 50 de milioane în timpul Inchiziției, în timpul papalității, în veacurile întunecate. 50 de milioane au fost omorâți. Apoi vedem că asta e tema compara că răsplata lor ei vor învia și dintre ei și poate toți vor intra în turma mare de oameni.
Că biserica e numai 144 de mii, de acolo 50 de milioane. La Apocalipsa 7, din orice neam, din orice stămâi, din orice norod, care au avut ramuri de finic în mâine, faptele Sfinților, care au fost ei, nu s-au custat viețului lor. Că înainte de a-i executa acolo, atunci, în timpul execuției, întâi îi cercetau și dacă ei se lepădau, îi iertau, nu-i omor. Apoi ei nu au socotit viețile lor, s-au dus la moarte. Exact ca cum au zis și ei trei prieteni, Șac și Adrac și Abednego, care au fost în picior cu foc. Zice, dacă chiar nu ne va scăpa împărate Dumnezeu, totuși chipul lui tău nu ne vom închina. Atât de devotat a fost frate în timpul lui. Așa și noi astăzi punem tot primul plan și că la noi suntem foarte. Noi nici nu putem apune alături suferințului de azi. Este nici, poate sunt nici în brușini, să zicem, că noi suferim. Noi avem plăcerile. Noi trăim în timp prezenței lui Hristos o două oară. Și Domnul nu i-a permite, nu-i permite lui Satan să facă de cap așa ce vrea el în timpul, cum a făcut în timpul de acolo în genucat. El treptat, treptat, treptat se leagă, ba de la un punct, de la altul, de la altul, de la altul și în sfârșit va fi legat. Așa că noi suntem nu numai că bucuroși că trăim în timpul tăcericului, dar ne uităm înapoi și cu mâhnire ne uităm la suferințele fraților noștri care au postat pentru adevăr. Mulțumim frumos! Da, mulțumim, frate Costică. Frate Marcel. Sfiește, l-am două colțuri. Deci, frate Nicolae a amintit de Torquemada și m-am uitat pe Wikipedia. Cine vrea să se uite, acest om care a omorât mii de oameni, cum spune acolo, el a omorât și mulți evrei. Și interesant că bunica lui a fost evreică și unchiul lui a fost ceva cardinal. Deci tot, și el cu cât că avea sânge evreiesc, dar i-a urât tare pe evrei și au murit mulți evrei și după aceea a început cu creștinii. Acum vreau să vă citesc ceva dintr-o ceva de istorie despre el. Deci, Inchiziția s-a transformat rapid dintr-o metodă de apărare a moralei creștine într-un instrument al răzbunării și terorii. Oricine putea fi denunțat pentru orice. Deci erau și denunțătorii falși, care probabil aveau supărare pe cineva sau vrea averea careva, că de multe ori religia s-a folosit de. Și denunța pe oameni. Și zicea aici, primii închizitori din Spania au fost instalați în 1480. Iar în februarie anul următor aveau deja loc primele arderi pe rug ale ereticilor. Odată deschis drumul, papa a mărit ritmul. În februarie 1941 au fost arși pe rug 6 oameni, dar imediat după aceea au fost numiți în funcție alți 7 închizitori, pentru că numărul abaterilor de la dreapta credință era mare, dreapta credință credeau ei. Printre cei 7 noi închizitori se număra și radicalul stareț Torquemada, că el era stareț la o mănăstire, Torquemada. Și după aceea spunea că ce sadici erau așa și ce fără milă erau acești oameni. Cred că erau, mă gândesc că erau conduși de duhurile rele, puteau așa să se bucure și nu aveau nicio remușcare de conștiință să facă atâtea lucruri rele. Și spune aici, prin câte cazne, zice, cum le tortura. Acum am mintit, frate Nicolae, dacă ne-am mintit săptămâna trecută sau săptămâna asta, prin ce, zice, acuzaților li se smulgea mărturile prin cele mai cumplite cazne, după ce recunoșteau tot ce le cerea și dacă era pe nedrept, ei trebuia să, sau neadevărat, ei trebuia să recunoască, să zicem, și după ce li se cerea, aceștia erau arși pe rug. Dacă săruteau cruce, erau spânzurați înainte de incinerare, dacă nu erau arși de vii. Dar prima dată îi chinuia, deci nu-i ducea prima dată, nu-i ducea la să-i ardă pe rug, prima dată îi chinuia, îi tortura, cum au făcut și comuniștii cu mulți. Acum, știind comuniștii, cei care am mai studiat,
multe atinui pe cei care erau contra lor, dar cred că comuniștii au învățat de la Inchiziția Catolică sau așa. Mulțumesc, am terminat. Da, de la creștini învăța Da, pedepsele. nominal, da. Da. Da, îngrozitori, totuși, Frate, îngrozitori. până acum am amintit. Noi acum nu știm multe din istorie, dar zice că comuniștii la început s-au folosit de legionari. Legionari era tot un fel de inchiziție. Deci se folosea de religie și au persecutat mult pe evrei și pe creștinii. Sistemul legionar care a fost înainte de Antonescu și pe timpul Antonescu. Și în primii ani, mulți legionari au trecut la comuniști. După aceea i-a selectat și i-a dus și chiar și pe cei care i-a folosit comunist, i-a dus la închisoare. Dar se foloseau de oameni care erau așa răi. Cum am zis și Torquemada, asta eu m-am mirat când am citit că el era din neam de evrei. Deci cel puțin bunica lui, dar și un unchi de-a lui era cardinal. Nu. Și avea așa ură pe evrei la început. Și atunci era în perioada când Spania s-a unificat, că ei a fost, Spania a fost, cu, cum să spui, o parte din Spania a fost sub mauri, sub un fel de musulmani. Acolo erau mulți evrei în partea unde erau maurii. Și au ocupat-o și după aceea i-au obligat pe evrei să treacă la catolicism, care nu au vrut să treacă, i-au scos afară din țară, expulzat. Sau i-au omorât. I-au omorât, da. Deci, legionarii ăștia, eu cred că ei au învățat lucrurile astea de la naziști. Ei erau în legătură cu Hitler și cu nazismul. Aveau obiceiurile naziștilor și legionarii. Da. Mulțumim, domnule, că au trecut alea valuri și nu sunt astăzi peste noi. Noi să fim tari în credință, să ne încredințăm, să învățăm, să cunoaștem, să vedem prin câte suferințe au trecut unii oameni, unii creștini, adevărați creștini, că nu oricine rabdă, falși creștini nu rabdă așa ceva. Da, mulțumim domnule și de ziua de astăzi.